Elsa Braun, președintele unei fundații de peste ocean, alături de o numeroasă delegație, a vizitat în luna iunie comuna Dragomirești. Scopul declarat a fost vizitarea și identificarea de cazuri sociale sau medicale care pot intra în atenția fundației și rezolvarea lor. Fundația Somerset este o organizație neguvernamentală cu sediul în orașul Somerset, statul Kansas, din Statele Unite ale Americii, fondată la inițiativa unor oameni cu inimă mare și afaceri înfloritoare și care vor să ajute pe cei care sunt marginalizați de societate. Constituirea ei reprezintă rezultatul experiențelor acumulate prin derularea mai multor proiecte sociale, începând cu anii 1990 și a unei mari experiențe acumulate, în mod deosebit, în Statele Unite ale Americii, Guatemala, Republica Dominicană și mai nou în România. Misiunea Fundației Somerset este aceea de a contribui determinat la îmbunătățirea calității vieții persoanelor și comunităților defavorizate din mediul rural și urban prin promovarea educației și oferirea de servicii sociale la cele mai înalte standarde. În atenția celor de la Fundația Somerset sunt identificarea problemelor sociale la nivelul comunităților defavorizate cu predilecția celor de etnie romă, dezvoltarea comunitară, integrarea socio-psihoprofesională, cât și îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate. La Dragomirești, delegația compusă din membri din mai multe țări ale lumii au vizitat câte 2-3 cazuri din toate satele componente. I think that there are a lot of needs. Cred că există multe nevoi aici. And I think that we can help. Și cred că putem fi de ajutor. But I think that they're doing a good job here. Dar cred că deja toată lumea face o treabă foarte bună. We have been in other places. Am fost și în alte locuri. Where the needs are greater. Unde sunt nevoi și mai mari. And there's nobody helping. Și acolo nu e nimeni care să ajute. And I feel the mayor is doing a good job. Și simt că domnul primar face o treabă foarte bună aici. And we're very happy that they give us the opportunity. Și suntem foarte fericiți că ni s-a oferit această oportunitate. To help. De a ajuta. I think that we can help almost every case. Cred că putem interveni și putem oferi ajutor în aproape fiecare caz. It's not difficult. Nu e dificil. But we feel that the hardest case. Dar credem că cel mai dificil caz. Is the gentleman that cannot walk. Este al domnului care nu poate merge. Because we think about it and we think what happens when his father dies. Pentru că ne gândim ce s-ar putea întâmpla cu el dacă tatăl lui pățește ceva. Who is going to take care of him? Cine va îngriji atunci? And for so many years not being able to walk. Să nu poți să mergi atâția ani. We feel this very sad. Mi se pare foarte foarte trist. We are active in a few areas in Romania. Noi în România avem activități doar în câteva zone. And our first area was Slobozia. Prima oară am fost în Slobozia. And this is the second area. Asta e cea de-a doua zonă în care am intervenit. And we work in other areas of the world. Lucrăm și în alte zone ale lumii. We worked in Guatemala. În Guatemala. In Honduras. În Honduras. In Mexico. În Mexic. Romania. În România. In Iraq. Și în Irak. And we're working also in Kenya, in Africa. Și de asemenea în Kenya, în Africa. Cu multă răbdare și responsabilitate, delegația Fundației Multinaționale a tratat cu maximă seriozitate cazurile prezentate, urmând ca în cel mai scurt timp să treacă la rezolvarea lor. Dănuț Iacob, primarul comunei, a fost alături de membrii fundației și a condus la familie preselectate în prealabil de o echipă de voluntari a fundației care are în țara noastră o filială în Iași. Noi am făcut demersuri și pentru identificarea cazurilor speciale. Am făcut demersuri pentru și am rugat pe domnul de la Somerset să facă și a făcut un efort mare din partea lor de a vizita fiecare locație, fiecare familie și a identifica problemele fiecărui familie și a venit în ajutorul fiecărui familie. Noi suntem recunoscători și chiar le mulțumesc anticipat. Sunt convins că ei vor face tot posibilul pentru a aduce zâmbetul la familiile la care a fost zâmbetul pe față, chipul lor, că merită. Că am fost în marea majoritate a familiilor, au probleme de sănătate, au câte un copil bolnav, cu handicap și nu numai. Sunt familii numeroase, fără în secolul ăsta, fără energie electrică, fără un televizor, fără posibilități materiale. Și sperăm că cu ajutorul lor să facem o faptă bună. Ți-am trimis din cadrul primăriei o comisie formată din 5 persoane în care cu asistență socială, asistenta medicală, vicele, consilierul personal,
pentru și consilierile, consilierii, am angrenat și consilierii din acele localități pentru a identifica persoanele cele mai vulnerabile și cele mai vizibile. Deci nu putem ajuta pe toată lumea, dar ajutând persoanele care sunt într-adevăr cele mai nevoiașe, sper să nu apară discuții prea mari. Discuții, da, sunt convins că, și am fost sfătuit că ajutând 10 familii o să-mi pun în cap 50, alte 50 de familii, dar nici nu putem sta cu mâinile încrucișate și stăm să așteptăm să cadă ceva de sus. Pe rând, cred că pe rând și încetul, o să facem ceva pentru fiecare, mai târziu sau mai devreme. Am identificat câte 2-3 cazuri care sunt mai speciale, care au copii mai mulți, care au câte o persoană cu handicap în familie și ca să-i putem ajuta cât de cât. După vizita din iunie au început să apară și primele semne. Sunt pași mici, poate că par insuficienți, însă nevoile a zeci de familii din comuna Dragomirești, una din cele mai sărace din România, par să fie infinit mai mari decât micul ajutor care vine de la Fundația Somerset. Familia Covătică, în care 4 fete se joacă prin curte în vacanță, va putea să-și termine o cameră de zi pentru copii cu materialele plătite de americani, inclusiv termopane și ușa de intrare, primind și o mașină de spălat. Ce ați primit astăzi? Geamurile și o mașină de spălat, o ușă. De la cine? La persoanele din America și din Anglia. Așa. Și material de construcție, tot din partea dumnealor. Da. Mulțumim frumos, da. Și multă sănătate. Și o să ne rugăm pentru sănătate și pentru că chiar este un mare ajutor pentru noi. Familia Mădălinei Lovin trece printr-o mare dramă pentru că un copil de 6 ani are o paralizie care îl va ține toată viața la pat. Pentru aceasta, Fundația Americană, prin oamenii cu suflet mare de la Iași, le-a adus celor de aici materiale pentru a face un gard, un frigider, plus multe alte lucruri pentru copii. Cum trăiți aici? Din ce trăiți? Ce venituri aveți? Din venitul care facem copilul bun. Indemnizația, din soțitorul, da. Copilul tău e bolnav? Da. Ce boală are? Tetrapareză spastică. Familia Marin din Tulești are 10 copii și a primit o mașină de spălat, urmând a fi ajutată și pe viitor în alte proiecte. La fel, familia Sagiu, tată și fiu, care locuiesc într-un bordei amărât, a avut bucuria de a primi în casă o conductă de apă acordată la rețeaua de apă a satului Redeni, la 400 de metri de sat, mai ales că fiul său stă la pat în urma unui accident de tren. Tot din partea americană a ajuns la familia Sagiu un cărucior extrem de util pentru ca băiatul, Sergiu, să poată ieși afară la soare, iar primarul și cei de la Somerset i-au anunțat că le-au adus linoleum pentru camera în care locuiesc. Ajutoarele americanilor pentru oamenii necăjiți ai Dragomireștiului nu se vor opri aici, pentru că alte familii vor primi la casele lor necăjite rețele de iluminat, iar pentru altele sunt pregătite pe viitor și alte surprize. Este un început, spune primarul Iacob, un început mult așteptat de locuitorii de aici. De la încă din primele zile după ce am ajuns la primărie, după ce am depus jurământul, am luat legături cu diferite fundații, cu ONG-uri și în sfârșit am luat legătura și cu Fundația Somerset, care au venit din America și am identificat împreună familiile vulnerabile, cu copii cu handicap, cu probleme sociale mari, grave, și de la vizita lor de acum 3 luni de zile, deja s-a concretizat o parte din ce au promis. Deci au promis că le aduce mașini de spălat, frigidere, televizoare, le-o repara casele, gardurile. Am băgat apă caldă, apă la o persoană cu handicap foarte grav. Urmează să-i reparăm casa, lumină la nu știu câte case, o să, da, procedurile sunt greoaie și o să mai dureze probabil 2-3 luni de zile până la finalizare. Și sperăm într-o colaborare viitoare mult mai fructuoasă și benefică pentru cei nevoiași. Sunt cazuri grave. Sunt cazuri foarte grave cu copii bolnavi care sunt de gradul 1 și sunt imobilizați la pat și
Ați ajutat și dumneavoastră primăria, probabil cât ați putut, dar... Ajutăm și noi primăria, dar în limitele posibilităților. Primăria are posibilități foarte limitate și nu prea avem. Și nevoile sunt foarte mari la Comuna Dragomirești. La rândul lor, reprezentanții Fundației Somerset au spus că acțiunile lor de caritate nu se vor termina aici și vor continua și pe viitor. Am vizitat mai multe familii, însă cum donațiile au fost doar câteva, nu așa mult cum ne-am așteptat, o să ajutăm doar câteva familii, sunt 7-8 familii. Din câte identificate? Au fost vreo 20 și ceva, 22 sau 24, nevoi foarte multe în această comunitate. Însă sperăm că vom mai avea și alți donatori să putem ajuta și celelalte familii. Este un nou început, sperăm să rămânim în comunitate, ca lumea să înțeleagă că mergem la cei care chiar au adevărat nevoie și chiar oamenii de aici, de la noi, nu trebuie neapărat să aducem oameni din străinătate pe care să înțeleagă că nevoia este chiar și a celor care au bani aici. Deci în România sunt foarte mulți bani și am putea să aducem oameni care să contribuie la binele celorlalți care sunt afectați de lucrurile acestea. Primarul comunei, Dănuț Iacob, a mulțumit în numele locuitorilor pentru cadourile oferite de Fundația Somerset, cât și de către o persoană din Marea Britanie care vrea să rămână necunoscută, cerând locuitorilor să păstreze bunurile primite. Conducerea primăriei speră ca cei din fundație să revină pe aceste meleaguri unde, afirmă aceștia, sunt foarte multe cazuri sociale, cât și familii care sunt în imposibilitate de a rezolva problemele apărute și administrația locală nu poate face față ori din cauza legislației, ori din lipsa fondurilor bănești.